marcată anual la 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități are scopul de a promova și implementa programele destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru aceste categorii sociale defavorizate. Această zi a fost proclamată de către adunarea generală a ONU în 1992 prin rezoluția 47 3 pentru a marca încheierea deceniului Națiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilități între anii 1983-1992. Marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea unei mai bune înțelegeri în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. Este totodată o ocazie pentru o schimbare de atitudine față de aceste persoane prin eliminarea barierelor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate. Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități se concentrează pe accederea acestor persoane la dezvoltarea inclusivă, echitabilă și durabilă, așa cum se prevede în Agenda pentru Dezvoltarea Durabilă 2030, care se angajează să nu lase pe nimeni în urmă și recunoaște dizabilitatea ca fiind o problemă esențială ce trebuie luată în considerare în implementarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Problemele specifice persoanelor cu dizabilități la care se face referire în obiectivele de dezvoltare durabilă privesc educația, creșterea și ocuparea forței de muncă, inegalitatea, accesibilitatea așezărilor umane. În 2021, tema zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități este lupta pentru drepturi în era post-COVID. Anul acesta se va discuta despre provocările, barierele și oportunitățile pentru persoanele care trăiesc cu dizabilități în contextul unei pandemii globale. Din martie 2020, fiecare persoană de pe pământ a fost afectată de schimbări politice, sociale și economice drastice ca urmare a pandemiei COVID-19. Astfel, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități ar trebui să fie folosită pentru a recunoaște că persoanele cu dizabilități se numără printre cele mai afectate populații pe fondul pandemiei de COVID-19. Acolo unde marginalizarea, discriminarea, vulnerabilitatea și exploatarea sunt factori de zi cu zi pentru mulți oameni, riscul crescut de rezultate slabe a fost amplificat de accesul redus la servicii de îngrijire medicală de rutină și reabilitare, o izolare socială mai pronunțată, mesaje de sănătate publică neadaptate, construite inadecvat, precum și o lipsă de pregătire pentru situații de urgență pentru persoanele cu nevoi speciale. Organizația Mondială a Sănătății arată că în prezent peste un miliard de oameni, circa 15% din populația lumii, Crește cu anumite forme de dizabilitate, 80% dintre aceștia provenind din țările în curs de dezvoltare, iar 50% i având acces la sistemul de îngrijire medicală. Potrivit datelor statistice, mai mult de 100 de milioane de persoane cu dizabilități sunt copii, iar probabilitatea ca aceștia să se confrunte cu violența este de patru ori mai mare decât în rândul copiilor fără probleme. Se estimează totodată că 46% dintre persoanele peste 60 de ani sunt persoane cu dizabilități. Una din cinci femei este susceptibilă să experimenteze dizabilități în viața ei, în timp ce unul din fiecare 10 copii este un copil cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități din lume sunt printre cele mai afectate de COVID-19.